Liderul Partidului România Unită, deputatul Bogdan Diaconu, a lansat un îndemn la protest față de coloanele oficiale prin claxonarea acestora. Deputatul povestește despre coloana oficială a lui Iohannis, că a fost claxonată aseară în trafic în București, în semn de protest față de felul în care oficialii blochează circulația ca să ajungă ei mai repede la destinație, uneori cu consecințe tragice, ca în cazul polițistului care a murit ca să ajungă Oprea mai repede la restaurant. Încurajând acest gen spontan de protest, liderul naționalist propune pe pagina sa de Facebook să îl transformăm în regulă. Haideți să claxonăm toate coloanele oficiale, acolo unde ne întâlnim cu ele, ca să le arătăm nesimțiților de oficiali că ne-am săturat de privilegiile lor. Este îndemnul liderului Partidului România Unită.